Haideți să deschidem Cartea Sfântă la pagina 259, Cartea Iosua, capitolul 24, Cartea Iosua, capitolul 24, pagina Scriptură 259, să deschidem inima și mintea la Cuvântul Domnului. Vom citi versetele 14 și 15. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și în continuare vom citi cu toții cu voce. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, îi mulțumesc lui Dumnezeu că și în această seară sunt împreună cu dumneavoastră. În weekendul acesta, în zona Barcelona, am fost la instruire, frații au discutat, m-au invitat, s-au înțeles. Cu bucurie vin aici la Biserica Emanuel din Vila Nova, pentru că aici sunteți oameni minunați, care aveți copii minunați. N-am exclus părinții să ajung direct la copii. Copiii dumneavoastră au făcut cinste Domnului și bisericii, fac cinste Domnului și bisericii și vor face și în continuare. Domnul să binecuvinteze părinții, bunicii și copiii. Amin. Amin. Mă refer la talentul nepoți, mă refer la alte activități în care ei mă reprezintă la nivel de țară, de Spania, la nivel european, să zic așa. Mă bucur să fiu și cu învățătoarele, învățătorii de copii, sora Simina, care este o instructoare împreună cu alți instructori. Mă bucur să fiu alături de fratele Nuțu. Ei bine așa când prezbiterul bisericii se ocupă și de lucrarea cu copiii. Chiar e foarte bine că toate lucrurile merg bine. Domnul să-l binecuvinteze și pe el și familia lui. Amin. Oh, a zis amin mult, înseamnă că e de bine. Și Domnul să binecuvinteze și toți învățătorii de copii. Amin. Vă aduc salutări sfinte din partea bisericilor surori de la Reșița, de acolo de unde eram. Acum sunt mai mult plecat decât acasă. De la Biserica Cezareia și Izvorul Vieții, vă aduc salutări sfinte din partea conducerii cultului pentecostal din România, din partea fraților mai mari de la departamentul acesta, familii, tineret și copii, aici unde slujesc. Vă aduc salutări sfinte și din partea familiei mele și dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, fiind în casa Lui. Amin. Amin. Fraților, în seara aceasta vom vorbi despre casă. Și m-am gândit să aduc aici un cealet, sau cum se zice la voi, așa. Și un pic ne mai uităm la el, vedem ce spune Biblia despre case. Poate că nu sunteți așa obișnuiți, mi-aduc aminte când a fost ultima dată, sâmbătă aceea, am discutat cu părinții de tehnologie, de audiovizual, cum influențează el copiii noștri, când bine, când de cele mai multe ori rău. Aveam și un PowerPoint. Pentru seara aceasta m-am gândit să vorbesc de case, pentru că tot românul își dorește o casă.
Nu cred că este cineva care nu-și dorește o casă, sau, de ce nu, unii își doresc mai multe case. Și noi, de obicei, românii, spunem, nu am, nu avem, suntem săraci. S-ar putea ca în seara asta să plecați de aici, proprietari de mai multe case, să ziceți, vai de mine, am crezut că mi-e sărac și am atâtea case. S-ar putea. Iubiții Domnului, dacă ar fi să construim o casă, copiii, ce ați cere voi părinților voștri să pună în casa respectivă? Hai să luăm pe cei mai mici. Avem și aici, cred că au plecat, avem și aici, și acolo. Dacă mami și tatea zice, vrem în casă să facem o cameră specială pentru copii, ce aș cere la tati și la mami să fie în camera? Vă spun eu, jucării. Multe jucării, v-ar face o listă cu jucării și din acelea de firmă și fiți pe pace, că ar costa jucăriile mai mult decât mobilă. Dar și cei mai mari, adolescenți, dacă tati și mami zice, ne facem o casă și vrem să vă facem o cameră pentru voi, adolescenți și tine. Ce ați vrea să fie în camera respectivă? Acum puteți să spuneți. Ce ați vrea să fie? Nu o lăsați pe ei. Ce ați vrea să fie? Un pian, bravo, bun. Un birou. Și pe birou? Face temele. Da, dar ce să mai punem? Ce să mai punem pe birou? Tehnologie? Normal. Clar, sau cum ziceți voi. Cât mai multă tehnologie. Tehnologia care va face o listă ar costa mai mult decât mobila de bucătărie, cu siguranță. Așa e. A, cred că domnișoarele ar mai cere ceva. Haine. Și dacă ai haine și n-ai în ce să vezi cum arăți, oglindă, oglindă, oglindoare, multe oglinzi. Avem domnișoare acasă și chiar am trebuit să pun mai multe oglinzi, că asta e. Și când se căsătoresc tinerii, își doresc o casă mare sau una mică. A, nu au curaj să zică tinerii, pe unde sunt? O casă mare, așa își doresc. Și când îmbătrânesc oamenii, nu avem aici bătrâni, dar oameni de o anumită vârstă își doresc o casă foarte mare sau una mare? Una mică. Una mică. Iubiți frați și surori, Biblia când vorbește despre casă, în primul rând vorbește de o casă ca și clădire. Prima casă despre care vrem să vorbim în seara aceasta, ne referim la clădire. Cu siguranță sunt persoane aici care au casa lor. Sau au casele lor. Vorbim de o garsonieră, de un apartament sau poate chiar un chalet. Am cerut și eu la cineva și chiar am găsit unul cu vreo 3 etaje. Nu știu dacă vă doriți cu 3 etaje, dar... Da? Vă doriți, așa e. Iubiții Domnului, cei care avem o casă, întrebarea se pune, când am mulțumit lui Dumnezeu pentru casa care i-a dat? Ultima dată când am mulțumit? Sau nu sunteți de acord că Dumnezeu ne-a dat-o? Prin înțelepciunea noastră, prin priceperea noastră, cu mușchii noștri, n-am fi putut să avem. Aveam 21 de ani când m-am căsătorit. La 18 ani și un pic am picat de pe stânci. Am avut fractură la coloană. Urma să fiu operat. Și nu m-am mai operat. Domnul s-a îngurat de mine. Mulțumesc lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și când a fost să mă căsătoresc, s-au dus la
soția, pe atunci era prietena, și au zis, băi, tu te însori cu ăla? Păi, cum e cu spatele? N-o să faci cu el casă, se referea la clădire. Nu poate să ridice, nu poate să muncească, n-o să faci clădire, casă cu el. Și am zis la prietena care e soția, dacă mă iei așa, așa sunt. Dumnezeu s-a îndurat și ne-a făcut să avem casă și cei care au zis că n-o să faci cu el casă, clădire, unii dintre ei nu au nici acum casa lor. Eu nu pot să zic înaintea lui Dumnezeu că am casa mea ca și clădire prin înțelepciunea sau prin puterea mea. Nu. Dumnezeu a fost acela care s-a îndurat de noi și fiecare dintre noi ar trebui să recunoaștem că dacă avem ceva, avem fiindcă Dumnezeu ne-a dat. Slăviți să fie numele Lui. Cei care avem o casă în seara aceasta, să mulțumim Domnului. Cei care au mai multe case, ca și clădire, cu cât sunt mai multe, trebuie să mulțumească mai mult, nu? Așa e normal. Dar poate că sunt aici persoane care nu au casă. Stau în chirie, ei se pregătesc mai bine pentru cer, că aici pe pământ suntem călători, da? Dar vreau să vă încurajez să vă rugați lui Dumnezeu și să cereți o casă. Fraților, Dumnezeu este acela care dă casă. O să vă surprindă faptul dacă îi încurajăm pe copii să se roage împreună cu părinții ca Dumnezeu să le dea casă. Avem cazuri care în urma predicii s-au apucat pe post și rugăciune și nu a trecut mult timp și Dumnezeu a rânduit lucrurile să aibă casa lor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Vedeți dumneavoastră, în Egipt au fost niște moașe care nu au ascultat de faraon. Interesant. Autoritatea în țară, legea țării, dar le punea să facă lucruri care lui Dumnezeu nu-i plăcea. Le-a cerut faraon să omoare copiii și ele s-au temut de Dumnezeu. Și pentru că ele s-au temut de Dumnezeu, spune cuvântul că Dumnezeu le-a dat casă sau case. Casă. Le-au dat mai multe case. Dacă noi ascultăm de Dumnezeu, îl rugăm pe Dumnezeu care e tot puternic și rămânem în voia lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu este acela care dă și casă ca și clădire. Slăvit să fie Domnul! Prima casă o avem, nu o avem. De la a doua casă încolo, sau nu mai vreți casă? De la a doua casă încolo, e valabil nu doar pentru adulți, și pentru copii. Uitați ce spune Biblia în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1. Ne vorbește despre a doua casă. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească, a cortului nostru trupesc. Interesant. A doua casă. A doua casă pe care o avem toți cei care suntem aici, e casa trupului nostru. Trupul nostru este o casă. Prima casă care e ca și clădire, putem să o vinem, putem să o lăsăm moștenire. Cu cât nu lucră copiii la ea, cu atât o să vândă mai repede și mai ieftin după ce am plecat noi. Numai dacă îi punem așa să facă o juruință, că o vor ține, și dacă o țin fix pe pace, prima dată îi fac o renovare de schimbă tot ce e înăuntru. Și ce te-ai străduit cu greu să pui, să faci acolo gresiu asta, totul e depășit, totul trebuie schimbat. Dar a doua casă, trupul nostru, nu-l putem vinde. Trupul nostru este o casă care durează 70-80 de ani, cei mai tari.
Și la alții chiar se distruge mai repede casa aceasta a trupului. Interesant că Biblia ne vorbește despre casa aceasta ceva în 1 Corinteni 6 cu 19. Casa asta poate deveni una specială, casa trupului. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Casa aceasta a trupului poate să devină o ruină. Atâția oameni își ruinează viața. Bagă țigări, bagă droguri, bagă de toate și ajunge ruină. Casa aceasta a trupului poți să o aranjezi bine pe exterior și Mântuitorul într-o împrejurare ilustra pe farisei și zicea, voi sunteți ca niște morminte văruite. Pe exterior arătau frumos, dar interiorul era putred. Iar casa aceasta a trupului, dacă îl chem pe Domnul în viața ta, ca și copil, ca și tânăr, ca și adult, dacă îi dai Domnului controlul casei acesteia a trupului, Domnul face din trupul nostru o casă de cinste. Templul Duhului Sfânt. Gândiți-vă la templul din Ierusalim. Câtă splendoare, cât când Solomon l-a terminat. Mai tare decât templul ăla, mai tare decât orice clădire din lumea aceasta, casa trupului tău și a meu poate să fie templul Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu are locul numărul 1 acolo și dacă ascultăm ce spune El. Dacă nu mai facem ce vrem noi, ce vrea firea pământească, ci ne lăsăm călăuziți de trupul lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin! Vorbind despre această a doua casă, poate avem ceva renovări de făcut. La prima, treaba voastră ce faceți, la casa asta a trupului ar trebui să analizăm. Exteriorul, oricum îl analizăm zilnic. Mergem la oglindă, nu o să zicem că am povești, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară, dar ne uităm, arătăm bine pe exterior, ne spălăm, ne îngrijim, chiar Dumnezeu ne cere să fim curați, dar nu doar pe exterior, ci și în interior. Cum îi interior tău? Mai e Dumnezeu pe primul loc, nu teoretic, practic? Când vin frații, predică cuvântul, te mustră cineva, conform cuvântului, zici, știi ce? Tu taci din gură, eu fac ce vreau eu. Opa! Atunci nu-i templul Duhului Sfânt. Atunci eu-ul tău e sus și interiorul e un dezastru. Când copiii spun la părinți, nu spun, dar poate că în mintea lor. Acum ei se gândesc bine. Of, ce idee are tate și mami. Ei nu știu că eu fac tot ce vreau eu, chiar dacă ei vor să mă forțeze, atunci casa trupului tău ce? Nu mai e templul Duhului Sfânt, nu mai e Dumnezeu acolo. Neascultarea de părinți nu merge cu Dumnezeu stăpânește. Neascultarea de părinți e legată cu cel rău. Că cel rău vă învață să nu ascultați de părinți. Eu știu că ascultați. Tot timpul când dormiți, în somn, ascultați de părinți. Dar ar trebui să treceți și la etapa să ascultați de părinți și când sunteți treci. Domnul să-i binecuvinteze. Amin? Și dacă ajungeți la nivelul level 3, să asculți de părinți de fiecare dată și de bună voie și cu mare avânt când zice tate și mami să faci un lucru, să zici, dar numai atât, mai dă ceva treabă, că chiar îți pornit pe ascultare. Eu cred că s-ar speria și aspiratorul din casă și alte lucruri care ar trebui un pic așa să le luați în primire. A treia casă despre care ne vorbește Biblia, continuăm în versetul 1 din 2
Corinteni 5, citesc de la început versetul. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc, trecem la a treia casă, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Slăviți să fie Domnul! Dar cum o arăta casa aia din cer? Acum încercăm să vorbim așa lucrurile ca pe mintea copiilor. Nu intrăm în polemică. Ne imaginăm că în cer există o casă pentru fiecare. Nu știu dacă e cu etaje, nu știu dacă e foarte aspectoasă. Însă casa aceea este singura casă, din câte o să mai vorbim, care este veșnică. Celelalte despre care am vorbit și despre care vom vorbi durează un timp. Casa din cer e veșnică. Casa respectivă nu e făcută de mână omenească și ca să se construiască ceva în cer, tu și eu pe pământ trebuie să umblăm în voia Domnului. Trebuie să facem lucrarea Domnului, trebuie să facem sacrificii în lucrarea Domnului, trebuie să dăruim la casa Domnului, trebuie să dăruim la săraci, trebuie să dăruim lucrarea Domnului. Cu cât ne implicăm mai mult pentru Dumnezeu, cu atât facem transfer de pe pământ în cer. Înțelegeți? Copiii au înțeles deja cum stau lucrurile. Vedeți? Aici pe pământ oamenii mai fac concurență. Care are casa cea mai mare? Care are casa cea mai frumoasă? Rămânem la case, nu trecem la mașini și la alte cele. Cunosc o zonă în țară, nu o să zic unde. Dacă vecinul zugrăvește casa, îi schimbă culoarea, cel care e vecin cu el zice, bă, eu trebuie să fiu mare. Își face un etaj la casă. Vecinul zice, bă, ăsta și-a făcut etaj la casă, eu trebuie să fac ceva mai complicat. Și concurență. Mă gândesc eu că dacă am face concurență la casa din cer. Bă, vecinul meu în cer, ne imaginăm, are acolo două etaje. Hai să lucru eu mai mult pentru Domnul, să slujesc pe Domnul, să fac sacrificii mai mari pentru lucrarea Domnului, să am eu trei etaje acolo la casă. Concurența asta ar fi bună. Numai că noi nu ne gândim la casa veșnică, fraților, sincer. Toată ziua ne gândim la casa prima, ca și clădire, ne gândim la casa ca și trup și ne mai gândim și la altă. În seara aceasta mă rog lui Dumnezeu să ne deschidă ochii să înțelegem și mintea că doar aia e veșnică, fraților. Doar aia e veșnică. Și dacă vreți mai mult, rugați-vă lui Dumnezeu, fiecare în dreptul dumneavoastră, și spune, Doamne, cum o arăta casa aia mea din cer? Îi pusă fundația. Vedeți, pe pământ poți să ai 5 case. Dar în cer, dacă nu lucri pentru Domnul, nu ai nici fundația la casă. Roagă-te Domnului să-ți arate cum e casa ta din cer. Doamne, te rog, arată. Și cu siguranță frații vor vedea în biserică și vor ști cum e casa din cer. Când îți arată Domnul că acolo stai slab și stau slab, dintr-o dată ne-o pune pe treabă și om lucra cu râvnă pentru Domnul ca să se construiască mai repede casa din cer. Amin? Amin. Ați rămas deja pe gând. La noapte poate Domnul arată cuiva în vis și poate să veniți și o să mărturisiți aici. Fraților, am crezut că stau bine, dar nici nu vă spun cum mi-a arătat Domnul casa din cer, mă pocăiesc în sac și cenușă și la treabă, și la pocăință și la lucrare. Doamne ajută-ne! Amin! Până acum am vorbit de trei case. Apropo, copii, în cer nu o să fiți cu părinții în casa lor. În cer fiecare are casa lui. Dacă vrei să se apuce construcția în cer pentru casa ta, vino la repetiție de orchestră. Cântă pentru Domnul cu inimă.
Mai învață și un psalm și îl spui aici la biserică. Copiii ăștia din grupul cu mâini, copiii cerului, cred că au ceva de acum acolo în cer, dar mai trebuie să se construiască, mai cu avânt. Și ceilalți, nu lăsați numai ei să aibă casă în cer. Toți la lucru pentru Domnul să se facă cât mai repede casă. Și poate că în cer tu o să ai o casă mai frumoasă decât tati și mami. Și de ce nu? De ce nu? Poate că aici pe pământ nu vă gândiți să-i chemați la bătrânețe în casa voastră, dar acolo în cer poate o să vă viziteze în casa de acolo. Nu cumva acolo să-i zici, tati, mami, nu știu ce ați făcut, dar nouă cocioabă aveți. Ce n-ați lucrat pentru Domnul mai mult? Voi aveți șanse de acum să începeți prin cunoașterea Domnului, prin pocăință, să începeți construcția la casa din cer. Prin tot ce slujiți pe Domnul de acum, din copilărie, mergi la talantul necoț, se adaugă cărămiza acolo în cer. Mai faci o lucrare pentru Domnul, se mai adaugă. Când părinții nu pot să vină la biserică, zici, tati, mami, și prezența la biserică e o cărămidă acolo în cer. Hai, cumă! Nu puteți voi să mai aveți o cărămidă, duceți-mă pe mine, să mai fie una acolo în cer. Să se facă mai repede casă. Cred că nimeni nu mai prea vrea casă. Când ai casă, ai bătăi de cap. Mergem în continuare cu casele și aș vrea să vă spun că Iosua aici vorbește despre o altă casă. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. La ce se referă? La familie. Casa familiei. Cea de-a patra casă. Casa familiei. Vedeți? Unii își fac praf casa. Unii nu se gândesc că casa asta a familiei trebuie construită. Și construită bine. Să nu cedeze la cutremur. N-ați văzut? Mai nou, tot cutremur. Bani, Vrancea, bani nu știu unde. Să știți că și casa familiei într-un cutremur mare, mai ales cu învățăturile și filozofiile care vin în vremurile acestea, se cutremură. Cum e casa familiei tale? Păi ce înseamnă să te ocupi de casa familiei tale? Să te ocupi de tine, să te ocupi de partenerul de viață și să te concentrezi puternic pentru copii. Să-i trimiți la talentul negoț. Să-i întreb când vin de la școala duminicală, ce au învățat acolo. Mai nou avem ceva nou pentru copii, dar și pentru părinți. O aplicație pe telefon, dar nu acum. Nu acum. Când se termină biserica, căutați, e și pentru Android și pentru iPhone, căutați picurul de miere zilei. Și veți vedea așa o emblemă galbenă, dați acolo, descărcați, instalați. E un program de citire a Bibliei. Pentru copiii de peste clasa 5-a în sus și pentru adulți, o dată pe an. Păi mult să citim Biblia o dată pe an. Dacă vi se pare mult, avem și o variantă de două ori pe an. Poate o alegeți pe aia. Cu cât bagi mai mult citirea Bibliei și împlinirea Bibliei, cu atât se construiește mai mult casa din cer. Cu cât nu ne facem timp de cuvânt, cu atât devenim mai slab și mai slab și ne biruie cel rău. Picurul de miere zilei. Și interesant cu aplicația asta, că dimineața primul mesaj e unul încurajator. Nu uita să citești Biblia. Și acolo pe fiecare zi e repartizat, asta fiindcă am văzut la intrare că biserica e implicată cu citirea Bibliei și am văzut planificarea acolo. Și seara nu-ți dă pace tehnologia, dar acum în sensul bun nu-ți dă pace, seara îți mai trimite un mesaj. Ai citit Biblia. Cu alte cuvinte te avertizează. N-ai citit la noapte, dacă visezi urât, să știi de ce visezi urât. N-ai citit Biblia. Nu te-ai rugat. Știți ce e interesant?
interesantă e aplicația asta, o să vă descărcați și să-i puneți pe părinți să o descarce. Și duminica, când e ziua Domnului, când avem un pic mai mult timp, îi și un test cu 10 întrebări. Din tot ce s-a citit în săptămâna respectivă, totul e așa electronic, cum e generația asta tânără. Și după aia vezi dacă ai făcut testul bine. Vezi și la tati și la mamă, poate că ei au avut greșeli. Și uite, așa citim Biblia zi de zi, cu aplicația picului de miere zilnic sau fără aplicație, Biblia nu citiți electronic. Noi ăștia mai bătrâni, dacă ne-a dat Domnul viziunea de aplicație, noi suntem așa cu Biblia scrisă. Altfel când o răsfoiești, altfel când... Putem citi Biblia într-un an. Putem citi Biblia copiii mai mici în 3 ani, ca să nu fie prea greu. Sau putem să nu citim nimic și atunci casa familiei în imparagină. Iubiții Domnului, nu știu cum stăm cu venirea la casa Domnului. Vedeți? Când eram eu la școală, de nu mă duceam la școală, se punea absență. Și erau absențele la acelea cu roșu, alea nu se mai motivau. Ama Domnul știe că nu vii la biserică, de ce nu vii? Dar dacă vine răpirea și puteai să vii la biserică, crezi că te ia Domnul de acasă? E o întrebare interesantă. Dacă nu poți veni și o situație neprevăzută, știe Domnul. Dar dacă comoditatea sau alte lucruri... Vedeți, noi dacă am vrea să știm despre dumneavoastră cum sunt lucrurile, noi discutăm cu copiii. Copiii spun tot. Nu mi-am propus în seara asta să intre pe copii cam cum vin părinții la biserică, cam cum asta, dar poate că frații din comitet i-au întrebat ca să știe mai mult despre dumneavoastră. Casa familiei. Ce faci cu această casă? În casa aceasta, ca și clădire, facem renovări, să fie confort, dar ce facem cu casa familiei? Poate în seara asta, când mergeți acasă și stați de vorbă părinții cu copiii, poate găsiți niște renovări de făcut. Bă, ce-ar fi să ne apucăm cu citirea Bibliei? Și dacă nu v-ați apucat încă, suntem doar la începutul februarie. Aveți de recuperat până la mijlocul lunii iulie, cam așa, păi chiar așa de mult, merge recuperat la citirea Bibliei într-un an. Bă, cum facem cu familia să avem și noi, cu toată familia, un timp de rugăciune, nu? Așa trebuie familia să se roage. Cum facem cu familia să facem ceva dărnicie, să ajutăm, să ne implicăm în lucrarea Domnului? Și uite, așa construiești casa familiei. Mergem în continuare cu casele. Cea de-a cincea casă, deci până acum fiecare are cel puțin 4, cel puțin 3 case. Hai că prima, ca și clădire, nu avem toți, poate, dar de acolo încolo ai o familie în care ești ascuns de părinți, nu? Cei care și-au luat zborul au familia lor, cuibul lor, și tot mai merg pe la părinți să-i mai ajute din când în când, așa, cu o rugăciune, cu ceva, și poate chiar mai mult, știu ei la ce mă refer, cei care sunteți bunici, deja aveți casa familiei mare și aveți pentru ce să vă rugați, rugați-vă Domnului. A cincea casă este casa credinței. Mântuitorul spunea despre omul înțelept care și-a zidit casa pe ce copii? Ăla înțelept. Pe ce o zidit? Pe stâncă, pe piatră, da? Și-o mai fost unul care nu a fost așa înțelept. A vrut să fie șmecher, să zidească repede o casă frumoasă, să nu mai aibă prea multe investiții și-o pus-o pe nisip. Ei, când au venit șuboaiele, cea care a fost pe nisip s-a dărâmat, cea care a fost pe stâncă a rămas. Credința noastră, avem noi și o cântare, credința mea eu o zidesc, pe ce? Pe Cuvântul Sfânt și Ceresc.
Eu nu mi-a dat Domnul dar să cânt, dar știu multe cântări așa, să zic cuvintele. Pe ce zidești casa credinței? Bă, zice, frate, eu zidesc casa credinței pe dragostea lui Dumnezeu. Mă, miră, dar nu uita că Dumnezeu e și un foc mistuitor, e sfânt și drept. Dacă numai pe dragostea lui Dumnezeu zidești credința, să știi că când vine vântul, se dărâmă. Auzi, zice, frate, de ce atâta rugăciune și stăruință și că doar Dumnezeu e bun și El oricum ne iartă, oricum ne duce în rai? Mari teologi acum se smintesc de cap și spun că Dumnezeu nu poate fi așa de rău să trimite pe oameni în iad. Și unii zidesc credința pe lucruri de este ieftin. Vedeți, mai nou acum cu gripa asta din China, nici în portul nu se vor mai face din China, că o să-i cam izoleze. Dar știți, lucrurile chinezești care ajung prin Europa sunt cele mai ieftine și țin cel mai puțin. Nu vă alegeți o credință ușoară, o credință gen chinezească, simplu. Zice, numai o dată pe săptămână trebuie să merg la biserică și zice, dacă merg, nu e nicio problemă, să dau eu 10 ani la acolo și așa, o credință de asta, ușoară. Avem noi o cântare care spune, în cer pe flori nu poți fi dus, când alții au luptat. Și pentru Regele Iisus, chiar viața așa. Credința ta, casa credinței tale și a mele și a voastre, ca și copii, trebuie zidită pe cuvânt. Dacă vine Sami și predică, sau o soră face o lecție din o lecție la școala duminicală și nu-i din Biblie, îi ceva o învățătură care nu-i din Biblie, trebuie să nu luați. Aș vrea să fiți cel puțin ca și creștinii din Beria, care venea Pavel, apostolul neamurilor, și învăța. Și ei se duceau acasă și ziceau, Doamne, trebuie să verificăm dacă Pavel ne învață conform celor scrise. Asta e credință bună. Să te duci acasă și să verifici cu cuvântul. Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Dacă vreți rețeta originală, cum au fost primii creștini. Acolo trebuie să ajungem. E adevărat că noi suntem acum ca și poporul Israel și mai există slujitori care spun, mă, oameni buni, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori lui Dumnezeu, cum cere cuvântul, ori dacă v-ați amestecat cu lumea, cu obiceiurile lumii, ați luat idol din lume, păi ori lăsați-i și cu Dumnezeu, ori dacă nu, duceți-vă cu lumea. Acolo am ajuns, iubiți frați și surori, în vremurile în care suntem. Încă bisericile din diaspora, unele, sunteți protejate. Pentru că ați luat credința aceea străbună și ați dus-o cu voi. Dar în țară ne luptăm cu mari probleme. În anumite zone ale țării, nu știi dacă te duci la biserică sau în discotecă. Și scrie biserică pe bicostală. Nu știi dacă te duci acolo și e casă de modă sau nu știu ce să zic așa, sau e biserica Domnului. Când Domnul ne învață să fim evlavioși, să fim cumpătați în toate lucrurile. Nu știi ce se mai întâmplă. În această seară, verifică cât din credința ta e biblică, și cât e tradiție sau e așa, după ureche. Da, muzicanții cântă și după ureche. Dar credința și pocăința trebuie și casa asta credinței trebuie construită după cuvânt. Doamne ajută-ne! Amin? Și mai avem două case, nu știu, să le lăsăm pe data viitoare? Poate ziceți, bă, frate, cu atâtea case, dintr-o dată, avem prea multe pe cap. Păi n-ați dorit dumneavoastră să aveți case? Și uite, când Domnul vă dă, copiii sunt bucuroși. Și zice, da, Domne, toate se regulă. La părinții noștri e mai problemă, dar la noi nu
avem treabă să fie cât mai multe case și ne-am ocupat de ele. A șasea casă este casa Domnului. Nu spunem noi, mă duc la casa Domnului. Omului Dumnezeu, în Psalmul 122, cu versetul 1, spune, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Fraților, hai să fim sinceri. Atunci când fratele Nuțu a spus, parcă marți e rugăciune și joi e rugăciune la casa Domnului și joi și post. N-am văzut pe fețele voastre, nici pe a mea, băi, mă bucur, păi numai două zile de săptămână venim la casa Domnului. Dar de ce n-am venit în fiecare zi? Una dintre fetițele din sală, la un moment dat, a zis la părinți, în fiecare sâmbătă să fie pregătiri la talentul negoț. Vedeți? Copiii parcă sunt mai aproape. Și noi, și marți, și joi, și duminică. Nu-i prea mult. Ce ziceți voi? Nu-i prea mult. Eu vă citesc rețeta originală din Biblie, Faptele Apostolilor 2:42. Dar știți cum e? Dacă nu-i de bună voie, e de sână bucuros. Și tot îi. Faptele Apostolilor 2:42. Să vedeți cum e rețeta originală. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Faptele Apostolilor 2:46. Aș vrea să puneți. În fiecare zi. Și apoi, virgulă, și urmează altă activitate. Fraților, așa a fost la început. Bunicul meu a fost un pionier al mișcării penticostale acolo la noi, pe ceva sate. Eu am crescut într-o familie de pocăiți, unde mersul la biserică era, cum să vă zic, o lege sfântă. Nu se comenta, nu se discuta. Eram copil și mai căutam să șmecheresc așa cum caută și unii de-ai dumneavoastră. Și eram mic. Nu știu dacă eram la școală. Și nu mergeam cu bunicul. Și într-o duminică m-a durut bun. Dar m-a durut de adevărat. Și zic, bunicule, mi-e rău, mă doare bun. Auzi, zice, dacă stai acasă, crezi că-ți trece? Fii-o tu la casa Domnului, faci o rugăciune și Domnul se poate îndura de tine. M-am dus la biserică, supărat. Eram mic așa și a zis, Doamne Dumnezeu, le-am auzit de tine. Dacă tu existi și bunicul ăsta zice bine, te rog să mă vindeci la burtă. Când am terminat rugăciunea, n-am mai avut probleme cu burtă. A fost prima mea experiență cu Dumnezeu. Și am înțeles că cu Dumnezeu nu te joci. Dar ziua de azi, mulți se joacă cu casa Domnului. L-am întrebat pe bunicul, mă bunicule, cum era la începutul? Că s-au pocăit mulți din sat. Bă, zice, noi la începutul n-am avut predicator. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Slavă Domnului că avem predicator. N-am avut prea multe instrumente. Slavă Domnului că avem instrumente. Dar zice, noi ne întâlneam marța, joia, sâmbătă, seara și duminică trei slujbe la biserică. Mamă, bunicule, trei slujbe? Acum, nu de mult, a murit fratele Petru Popovici, bătrânul, păstor baptist, în America a murit și el scria un mesaj cu vreo 2 ani în urmă. În 1950, în zona unde era el și slujea, Biserica Baptistă avea trei slujbe duminică. Dar nu cu alți pocăiți. Tot cu aceiași pocăiți care veneau de trei ori la biserică. Și am întrebat pe bunicul, mă, dar ce făceați voi atâta la biserică? Eram copil, nu înțelegeam. Zice, ne duceam dimineața, ne rugam, cântam, veneam la amiază acasă, mâncam. Îmi zice, cum să stăm noi acasă în ziua Domnului? Hai, ne mergem la biserică, dacă am și mâncat acum, mergem și mulțumim Domnului și ne rugăm și cântăm. Și
că la ora 5 și ceva după masa veneau înapoi, că veneau animalele de la câmp, zice, mulgeam caprele, vacile, vedeam una alta, seara, pe duminică seara, să închei în casa Domnului. Și ne duceam iară și ne rugam și cântam. Vă zic, bunicule, 3 slujbe duminica, sâmbătă seara, joi, marți, nu știu. O, zice, stai că nu ți-am zis tot. Luni, miercuri și vineri, ne întâlneam în case, la cercul de rugăciune. Bala cu tare, bala cu tare. Și zic, bunicule, dar voi când munceați? O, zice, nu s-a spus. Ne duceam la rugăciune și uneori dimineața plecam de la rugăciune, la munca, la câmp, pentru că Duhul Sfânt se cobora peste noi și toată noaptea ne bucuram în rugăciune și în cântare și în părtășie cu Domnul. Păi și zic, cum rezistați voi? A, zic, acum înțeleg de ce n-aveați voi colesterol, de ce n-aveați voi pe dânsa, de ce n-aveați voi probleme cu tensiunea. Păi normal, cu rugăciune în fiecare seară, părtășie cu frații, post, post, fraților, posteau primii creștini și înaintașii noștri și Dumnezeu a adăugat la numărul lor, cum spune Biblia, cu semne și minuni, frate. Eu povestesc cu Nicu, zice, au venit cineva din sat și au zis, bă, mă duc să văd eu pe tremurice. Așa zicea pe vremea aia. Și când au intrat acolo, prin Duhul Sfânt au venit prorocie și taina inimii omului ăla i-a fost descoperită. Inclusiv ideea că ai venit să vezi aici pe tremurici, eu, Domnul, sunt prezent, tot! Omul ăla, când s-o termina rugăciunea, a zis, bă, oameni buni, aici e Dumnezeu, mă pocăiesc, gata! Nu prea mult cuvânt, nu prea multă evangelizare, e bună evangelizarea, dar Dumnezeu a lucrat și vrea să lucreze cu semne și minuni, aici, în casa Domnului. Dacă vrem să venim la casa Domnului, Doamne ajută-ne! Am înțeles că ați cumpărat local. De acum, nu mai ia lui proprietarul, îi ia Domnului și a vostru. Casa Domnului e casa voastră. Cu siguranță veți plăti nu în 5 ani. Dacă un pic vreți să lucrați la casa din cer în 4 ani și mai repede să plătește casa voastră. Fraților, nu-mi permit să vă zic lucruri care să nu fie biblice. Și cine dă cu bucurie, Dumnezeu îl binecuvintează. Cer scuze că am și depășit timpul. I-am învățat pe copiii mei să dăruiască. Vă zic un exemplu așa un pic amuzant, să nu faceți ca mine. I-am învățat să dăruiască și într-o zi vine băiat, era mai mic, zice, tati, se construiește biserica, da. S-au anunțat că trebuie să facem, să punem geamul. Da. Auzi, zice, cât costă un geam? Mă zic, unul de la mai mic la baie, o fi vreo 50-70 de euro, care sunt mai mari, costă mai mult, dar zic, de ce? Păi zice, eu m-am hotărât să dau toți banii de la pușculiță. Vă spun sincer că mi-am pus mâna la gură, că am vrut să-i zic, bă, nu uita toți, dă și tu ceva și păstrează și ție. Nu degeaba zice Mântuitorul, dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip. Copiii sinceri, copiii dau totul pentru Domnul și dau cu bucurie. Și de cele mai multe ori ne dau lecții. Dăruind cu bucurie și pentru Domnul, Dumnezeu dă binecuvântare. Să știți că niciodată Dumnezeu nu rămâne dator. Bă, fraților, să nu credeți că banii care îi avem noi sunt ai noștri. Că nu îi dădea Domnul, aveam noi ceva, stați cu mine. Și dacă Domnul ne-o dat, ne-o dat să vadă cum îi gestionăm. Am discutat cu un frate, un pastor baptist, și l-am întrebat, băi, cum ai ajuns tu bogat? Învață-mă și pe mine ceva să am și eu parte. Oh, zice, istorie lungă. Eram student, eram tânăr, am câștigat la un cec de la cu 5.000 de lei o Dacia, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Era un fel de tombolă, de tragere la sorți și erau așa care câștigau din când în când cu cec de la de 5.000 de lei. Și zice, la mine în sat se construia biserica, Biserica Baptistă.
Și zice, Domnul mi-a vorbit, interesant, fraților, că nu vorbește numai pentecostalilor. Vorbește și fraților baptiști și altora. Zice, Domnul mi-a vorbit clar. Vinde mașina, dă banii la biserică să se construiască biserica și eu, Domnul, te voi binecuvânta. Care din dumneavoastră ați ascultat? A zice, bă, nu cred că Domnul vorbește. Vrea Domnul să nu am eu mașină? Vrea Domnul să așa? Și zice, Sami, am vândut mașina și toți banii am dat la biserică. Și s-a construit biserica. Păi și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a început să mă binecuvinteze. Și unul dintre cei 27 de membri fondatori la Banca Transilvania. Deci nu vorbim așa de oameni de rând. Și zice, îți spun secretul dacă vrei să fii binecuvântat. Nu bogat, binecuvântat. Cu cât administrezi mai bine pentru Dumnezeu ceea ce Dumnezeu ți-a dat, cu atât Dumnezeu îți dă mai mult să administrezi. Dar dacă nu administrezi cum trebuie, îți ia și ce ți-o dat. Și am băgat bine la cap, am renunțat la ideea de a fi bogat, dar am început să administrez așa, ca cum ar vrea Domnul. Să te duci acasă, să discuți cu soțul și cu soția, și cu copiii, să știți că copiii vă ajută, și spuneți, bă, oameni buni, s-a cumpărat casa Domnului, trebuie să dăm bani, hai să vedem cam cum și cam cât am putea să dăm. Și dacă nu vă înțelegeți voi, adulții, ascultați ce vă zic copiii. Ei din totdeauna o să zică să dăm mai mult. Ei au înțeles ideea. Cu cât dai mai mult din ce nu-i a tău, tot Domnul ți-o dat, cu atât să construiește mai mult la casa veșnică. Nu? Și copiii o să vă ajute. Eu nu zic să vă vindeți mașinile. Poate nici nu aveți mașini noi, măcar să fie o sumă. Nu zic să faceți nu știu ce. Zic să faceți numai ce au făcut creștinii aceia care spune Biblia că din sărăcia lor Lucie, și nu suntem săraci, cum au dat? Peste cum? Peste puterile lor. Dați măcar după puterile care vi le-a dat Domnul. Știți? Oamenii de afară vă zice, băi, ai văzut România? Așa de repede au achitat clădirea. Băi, chiar iubesc pe Dumnezeu și Dumnezeu chiar iubește. Ai văzut cum au mers lucrurile? Noi suntem chemați să fim lumină, frații. Domnul să ne ajute. Și ultima casă, care o neglijăm cel mai mult, este casa orfanului și a vădovei. Casa orfanului și a vădovei e îngăduită de Dumnezeu pentru tine și pentru mine, ca să fie casa noastră. Când ai mers ultima dată într-o casă de orfani, sau într-o casă unde e o vădovă sau un vădov? La cineva care se descurcă mai greu. Când ai mers ultima dată într-o casă de săraci? Dumnezeu a lăsat și îi lasă pe săraci ca noi să putem să ne ocupăm de ei și să construim în cer. În seara aceasta am vorbit despre 7 case. M-aș bucura ca toți să zică, aleluia, avem 6 case, cel puțin, dacă nu 7. Dar văd că sunteți tare posomorâți. Li s-o posomorâ față. Într-o zi Dumnezeu i-a zis lui Ezechia, puneți casa rânduială, că te ia. Și Ezechia s-a întors cu fața la perete și-o plâns și-o zis, Doamne, mai dăm viață. În seara aceasta, poate facem ca și Ezechia și spunem, Doamne, mai dăm viață. Dăm viață să mă pot bucura și de casa, ca ziduri. Dăm viață să pot să pun casa trupului în rânduială, să fie templul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne! Dăm, Doamne, viață și înțelepciune să construiesc cât mai mare, să primit în cer, să se construiască cât mai mare casa aia din cer. Caia veșnică, aia e singura care e veșnică. Dăm, Doamne, putere să mă ocup de casa familiei, să pot să zic și eu ca Iosua și chiar mai mult. Eu și casa mea și neamul de neamul meu de după mine, prin credință și cu autoritatea care ne-o dă Dumnezeu,
declarăm că vor sluji Domnului. Amin? Dar să se întâmple asta, trebuie să ne ocupăm de casa asta, familiei, să ne dea Dumnezeu putere casa credinței, să o zidim pe stâncă, pe Iisus, pe cuvânt, să ne dea Dumnezeu putere să ne ocupăm și de celelalte case, și de casa orfanului, și de casa văduvei și a săracului, și nu în ultimul rând, casa Domnului să nu fie casă de vacanță, ci să fie casa noastră de toate zile. În fiecare zi să venim la casa Domnului, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului. Bucurați-vă că sunteți bogați și suntem bogați cu mai multe case, iar cine nu are o casă